Accidentul s-a petrecut vineri dimineața pe șoseaua Găiești din municipiul Târgoviște. Șoferița ar fi intenționat să vireze la stânga pentru a intra într-o parcare și nu a observat că din sens opus venea autoturismul BMW. Șoferul autoturismului nu a mai putut evita coliziunea, a tras dreapta de volan și a intrat într-un copac de pe marginea drumului, pe care l-a scos din rădăcină, apoi s-a răsturnat cu mașina. Nu știu absolut nimic, eu când am venit deja se întâmplase. Practic eu făceam dreapta în parcare. Dar ce ați auzit că s-a întâmplat? Cum s-a produs? N-am nici cea mai vagă idee. Să fi avut viteză, dar a rămas și copac? Foarte probabil, având în vedere impactul și cât de deteriorată e mașina asta, da. Foarte probabil, dar nu știu. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Nu a fost nevoie de intervenția noastră, nu? Nu. Evenimentul a fost protocolat ca tamponare, iar pagubele materiale sunt însemnate.